Bună, dragilor, iată că după o perioadă foarte, foarte lungă de timp, după aproape un jumătate de an, revin cu un unboxing Oriflame. N-am mai făcut comenzi de atunci pentru că nu am avut nevoie de produse sau am considerat că ofertele din catalog nu mă atrag. Efectiv, nu aveam nevoie de nimic și n-avea rost să dau doar comenzi pur și simplu de dragul de a da, astfel încât acum am avut nevoie de câteva produse. Este o comandă numai pentru mine, adică este ceva pentru cumnatul meu, însă, na, e tot din familie, așa arată cutiuța. Am plasat o comandă de 80 de lei, o comandă mică și haideți să vă arăt și vouă ce am comandat. Mi-era foarte dor să deschid o comandă de la ei și o deschid acum împreună cu voi, doar ce a plecat curierul. De vreo 5 luni, cred că n-am mai dat comandă. Deci, aproape jumătate de an. Așa vine cu hârtia asta de protecție. Și acestea ne sunt produsele. O să încep cu cele două care sunt pentru cumnatul meu. Și anume, doi pieteni din aceștia. De la Styler. Îl am și eu pe acesta. Eu îl folosesc mai mult pe părul umed. După ce ies de la baie, să mi-l descălce, să mi-l descurc, dar și pe părul uscat, pur și simplu să mă pieptăn cu el, pentru că având dinții ăștia mai rari, mi-l descălcește mai bine. Și a vrut el 2, l-a văzut la mine și a zis că vrea și el, a fost doar 7 lei bucata, deci aceștia 2 sunt pentru cumnatul meu și restul produselor sunt pentru noi. Pentru soțul meu am comandat din flyerul de oferte, acest gel de ras de la North for Men, la 200 ml, a avut un preț extrem, extrem de bun, 18 lei. Eu nu l-am mai văzut niciodată la Oriflame la 18 lei, un gel de ras, spumă de ras, în fine. Cu reducere l-am luat la 13 lei, dacă vă vine să credeți. Eu zic că e un preț foarte, foarte bun, pentru că nu pot să iau orice spumă de ras, orice gel de ras, deoarece are fața foarte sensibilă, se irită foarte tare. De exemplu, cele de la Lidl, niciun caz nu le-aș putea lua. Am încercat odată, l-a folosit de 2 ori și l-am aruncat pentru că nu-l putea suporta. Pe acestea de la Oriflame le-am cumpărat de nenumărate ori, chiar și acum are varianta aceea sub zero. Se înțelege bine cu ea, îi place și de aceea am zis să îi cumpăr dacă tot este la ofertă atât de bună varianta aceasta. Așa vine cu acest dozator. V-am spus, l-am luat din flyerul cu oferte și dacă îl găsiți, eu v-aș zice să-l luați pentru că este un preț bun și o cantitate iarăși bună. Și, na, dacă și soții voștri sau prietenii voștri au problemă cu tenul mai sensibil, vă recomand. Tot pentru noi, pentru la baie, wow, și chiar, chiar îmi place, am rămas plăcut surprinsă cum arată. În catalog credeam să nu fie prea mică, dar chiar arată foarte bine. Am luat această perie pentru duș, evident pentru a ne spăla pe spate, pentru masaj, nu știu, m-am gândit eu că va fi super bună. Nu prea îmi place cu burețel, orice aș încerca, dar nu prea îmi place să mă spăl cu bureței, așa că am zis să încerc și o pere, body brush se numește. Ia uitați cât de bine, aici are o protecție, vine ambalată, stați o secundă să o și deschid. Această pere a costat 20 de lei și sinceră să fiu pentru... Așa. Are perii destul de fini. Nu par să fie prea dur să zgârie și asta probabil este pentru masaj ceva, biluțele acestea. Deci, ea a costat 20 de lei și acum o am și eu. De-abia aștept să văd cum va fi, dacă va fi bună, sper doar să nu zgârie prea tare pielea, atât. Bineînțeles că o voi folosi în combinație cu gel de duș. Motivul principal pentru care am dat această comandă este această minunăție de gel de curățare. Vă spun sincer, din tot sufletul, este cel mai bun produs pe care l-am folosit în viața mea de la Oriflame. Acesta și balsamul Tender Care sunt produsele mele preferate de la Oriflame. Acest produs eu l-am mai folosit și, bineînțeles, dacă mi-a plăcut, l-am recumpărat și în două bucăți. De ce l-am recumpărat acum, poate vă gândiți, pentru că este la ofertă fantastică în catalog, la doar 14 lei. Știți că eu nu ridic în slavi ofertele care nu sunt oferte și nu spun de bine, numai așa se dea bine. Eu chiar
sunt foarte reală și adevărată când vine vorba de ofertă și de un produs bun. Și într-adevăr acesta este un gel de curățare 2-in-1 și exfoliant. Aveam nevoie neapărat de un scrub pentru că nu mai am de vreo lună, două, nu mai am exfoliant deloc la baie. Și eu l-am tot urmărit de câteva luni bune, de când am mai dat comenzi și tot nu era la un preț bun care să mă atragă. Adică era ba 17, ba 16, 18 și nu e un preț bun. Eu știam că va mai fi la 15 lei. Eu când am comandat data trecută era 15 lei și acum a fost 14. Și dacă vă vine să credeți, eu l-am luat cu 10 lei 70, ceva de genul, deci până în 11 lei. În condițiile în care e foarte, foarte bun. E ușor mentolat, parcă îți dă așa o senzație de rece pe ten, îmi place extrem, extrem de mult, are și acid salicilic și extract de rodie, în fine, nu mă interesează neapărat acest lucru, dar și cum își face treaba de exfoliant, e foarte, foarte bun și v-am zis, mi-am luat două bucăți să am la prețul acesta. Nu știu când mă voi mai întâlni cu el, deci acum o să am pentru ceva timp. Dacă nu v-ați pus comanda și aveți nevoie de așa ceva, din suflet vă recomand pentru că e chiar un produs bun. Taxa de transport am putut să o înjumătățesc cu acest spumant de baie Wonderland Candy Apple. Este un spumant de baie cu mere caramelizate. Vreau să-l și miros, să văd cum miroase. Wow, miroase chiar super bine a mere, dar nu prea de Crăciun. Este din gama de Crăciun de anul trecut, practic din 2020. Eu nu l-am comandat atunci pentru că v-am spus n-am mai dat comenzi. Are 300 de mililitri și a fost 9 lei, mi se pare, sau 10 lei. Cred că 9 lei totuși. Și pe taxa de transport am mai plătit doar 6 lei, decât să dau 12,50 lei doar pe taxă. Am preferat să pun și acest produs, nu știu, 9 sau 10 lei v-am zis, să dau 15 sau 16 și să am acest produs, decât să dau 12 și să nu am nimic, adică la 4 lei am acest produs. Mi s-a părut o afacere mult, mult mai bună așa. Îl voi folosi, cred că pe post de gel de duș, că acum am început să folosesc și spumantele pe post de gel de duș, sau spumant, nu contează, dar cert e că miroase super bine și de ce nu. Oricum, mă bucur că s-a schimbat acesta. Înainte, la taxa de... la prima taxă de înjumătățit era un deodorant activel care nu-mi plăcea, iar la taxa totală de înlocuit erau ceva perle bronzante de care n-aveam nevoie, deci mă bucur că a fost acesta. În continuare, văd că am primit și eu programul Frumusețe Plus. Eu nu sunt deloc familiarizată cu aceste noi pliante. Acesta cred că înlocuiește programul de bun venit. Programul de lui Atlate, mă scuzați, nu de bun venit. Și aici sunt cele trei nivele. Așa. Iar în cutie mai am doar noul catalog, numărul 8, pe care îl vom răsfoi imediat. Wow, și un flyer. De-abia aștept. Îl vom răsfoi imediat în prezentarea lui. Până atunci eu v-am pupat și vă doresc o zi cât mai faină, dragilor. Spuneți-mi și voi în comentarii ce v-ați comandat din această campanie. Pa, pa!